Parlamentarii români nu s-au grăbit să se vaccineze, deși se aflau printre cei incluși în etapa a doua a campaniei naționale. Scepticismul este des întâlnit printre aleși și nu cred în beneficiile vaccinării, mai ales cei care până acum s-au opus purtării măștilor și păstrării distanței sociale. Cunoscut pentru luările sale de poziție împotriva purtării măștii, deputatul PSD Daniel Ghiță este sceptic și în privința vaccinării și nu este singurul. Mă gândesc în continuare la partea asta de a mă vaccina, pentru că informațiile care au decurs până acum nu au fost foarte sigure și nu au fost convingătoare pentru mine. Am o rezervă, nu că nu m-aș vaccina, dar pentru că este testat foarte puțin și eu de meserie sunt, de profesie sunt jurist și vreau întâi să mă conving că vaccinul chiar este testat și nu are reacții adverse. Alții sunt însă nerăbdători să fie imunizați și nu au preferințe în privința serului cu care ar urma să fie injectați. M-am înscris și eu pe o listă de așteptare. Am așteptat până acum să mă programeze instituția, se pare că nu s-a întâmplat. Ați avea vreo rezervă în a vă vaccina cu AstraZeneca? Nu, dacă nu mă înșel, chiar sunt pe lista de așteptare la un centru în care se vaccinează cu AstraZeneca. Unii parlamentari au fost vaccinați chiar cu lotul de AstraZeneca, asupra căruia planează suspiciuni și care a fost suspendat, mergând însă fără emoții la rapel. M-am vaccinat chiar cu AstraZeneca, chiar cu un vaccin din lotul acela care este considerat suspect. După ce ați văzut că este suspect, v-a fost teamă? Nu, abia aștept să fac rapelul tot cu Astra. Părerile sunt însă împărțite. Sunt parlamentari care au rețineri și ar prefera să se vaccineze doar cu Pfizer sau Moderna. În condițiile actuale, aș prefera un alt vaccin decât AstraZeneca. Poate până când studiile ne vor demonstra că vaccinul este foarte bun și că au fost niște accidente nefericite. Printre aleși se numără și medici care au fost printre primii vaccinați. În rândul acestora, opțiunea pentru imunizare este categorică. M-am vaccinat pentru că, în primul rând, am lucrat până nu de mult, sunt medic în linia întâi și am fost printre primele persoane vaccinate din județul Brașov. Recomand imunizarea în orice situație. Deci este părerea specialiștilor care știu că există multe dezbateri în spațiu public în acest moment, dar, după cum știm, imunizarea este obligatorie în situația în care ne aflăm acum. Parlamentarii au fost încurajați să se vaccineze în circumscripțiile în care au fost aleși pentru a oferi un exemplu comunităților din care fac parte.